Pentru mine e mai mult decât orice alt Volkswagen de aici. A fost obiectul meu de muncă pentru o perioadă mai lungă. E modelul care inspiră cea mai multă putere, cum ai spus și tu, și cel mai mult caracter din tot ce înseamnă Volkswagen. Un lider detașat în segmentul lui, o mașină care poate să fie și o mașină de teren adevărată, poate să fie și o mașină de oraș adevărată. Este adevărat că mașina aceasta, Touaregul, este probabil cel mai des modelul cel mai des vizionat de către bărbați și, paradoxal, cel mai multe femei îl conduc. Asta pentru că sunt soțiile lor. Da, cred că. E ca reclama aceea cu băutura bună pentru femei, dacă beau bărbații. Dacă beau bărbații. Aici se pare că este invers. Care este explicația? Cei mai mulți clienți din categoria Touaregului au preferat să-și cumpere ei mașinile, să facă ei decizia de cumpărare. În schimb, majoritatea îmi spune: ok, o cumpăr pentru nevastă mea, vreau să o fac cadou, vreau să o știu în siguranță. Vreau să aibă o mașină în care să-mi ducă copiii la școală, chiar dacă intră tramvaiul, să n-am niciun soi de emoție, la 2,5 tone, poate să-l scoată de pe șine. Și atunci, asta a fost unul din criteriile generale. Mai ales că în România, în ultimii ani, înainte de situația asta economică un pic mai delicată, conceptul de SUV masiv a fost liderul în domeniul auto pentru mărcile care aveau aceste modele în gama lor de produse. Și atunci ne-a făcut și pe noi să avem volume foarte mari, Volkswagen fiind lider pe segmentul ăsta, tocmai din prisma aceasta. Touaregul se adresa atât clientului de jos, care vroia un client de jos în clasa de sus, cum s-ar spune, care își permite un Touareg undeva la 36.000, 37.000, dar și un client de Touareg care vrea o mașină exclusivistă de 100.000 de euro. Am vândut 2 Touaregi de peste 100.000 de euro. Un moment, vorbeai de siguranță. E o mașină de plastic. Vindeți o mașină de plastic. Cum să fie mașina asta sigură? E de este. Plastic. Este. Nu e plastic. Nu mai e plastic. Nu mai e plastic. Da, dar asta? Alea. Greutatea mașinii a fost factorul decisiv pentru a alege soluții optime de a reduce greutatea. Faptul că aripa aia pe care stai cu mâna este din plastic, mai exact este o fibră de plastic, îi oferă odată o masă foarte mică, deci e foarte ușor. Din două aripi. Deformare, da, două aripi ar mai fi semnat încă 50 de kg peste 2400 și cu încă două ce ar mai fi prin spate, probabil că s-ar ajunge undeva la 2,7 tone. Mai sunt și alte părți care sunt din plastic? Bara din față, bara din spate, dar aripile au fost alese odată pentru motivul de deformare, 2 la mână pentru coroziune, iar 3 la mână deformare controlată. Faptul că mașina asta are 5 stele euro în cap, are 2,5 tone și asigură o protecție maximă pasagerilor, indiferent că aripa aia e din plastic, dedesubt este un șasiu, un motor extrem de puternic gândit să se ducă în caz de impact sub mașină, și atunci toate aceste elemente, chiar dacă aripa e din plastic și partea frontală, nu face decât să-i ofere un plus de siguranță mașină. Odată că e mai este ușoară, paradoxal. Sub ea sunt întăritori extrem de puternice pentru un asemenea șasiu. Deci ca să înțeleagă toată lumea, chiar dacă deasupra este un plastic, de desubt este un monstru de metal. Evident. Sub capota, care e de metal. Metal. Așa. Se află un monstru de motor, sper. Evident. Vorbim de monstru, în sfârșit un monstru, iubim monștri. V6 simbolul TDI. Masculinității, exact. Condus de femei, exact. Ce este sub capotă? Sub această capotă avem un motor V6 diesel, 240 de cai și 550 de Nm. Deci e un motor. E o nebunie. Acest motor poate propulsa 2,4 tone, cum povesteam mai devreme, de la 0 la 100 de km în 8,1 secunde. Are performanțele unui GTD, care este o mașină de 1400 de kg față de 2400 de kg. Diferențele de consum la mediu între ele sunt doar de 4 litri, acolo undeva la un 6, aici la un 10. Pentru o tonă în plus, aceleași reprize. O tonă în plus, o herghelie de cai putere, exact. Și totuși nu înțeleg dacă mi-aș cumpăra mașina asta. Nu înțeleg în urma căror chinuri i-aș dea cheile soției mele. Nu pot să-mi dau seama. Ce motorizări mai există pe minunatul? Cel mai mic motor este de 2500 de cm cub și 174 de cai putere. Până nu de mult a fost cel mai vândut motor. Acum lumea s-a orientat către motorul de 3000. Motoarele diesel dominând clar gama Touareg,
Mai există și un diesel exclusivist, îi putem spune așa, de 310 cai, mai exact, un V10 TDI de 5000 de centimetri cub, preparat și în versiunea sportivă Airline la 350 de cai. Nu pot să spun cum îmi bate inima. Pentru pasionații de benzină există și trei motoare pe benzină, 3600, cel mai mic motor pe benzină de 300 de cai, 4200 de centimetri cub și 335 de cai, este motorul de 4.2 V8. Și cum unei mașini exclusiviste nu trebuie să-i lipsească un motor în 12 cilindri, W12-le de 6000 de centimetri cub și 450 de cai. Dar spunem, la modul cât se poate de onest, așa, câte tuareguri pe benzină reușiți să vindeți pe criza asta? Ponderea întotdeauna nu a fost una foarte mare pentru benzină pe acest model. Aș putea să fac o scurtă paranteză. România nu este o piață de motoare pe benzină pe această categorie de mașină. În Statele Unite numai benzină se vinde. Și atunci, chiar dacă ponderea în România, aș putea să spun că e undeva la maximum 7% pentru motoarele pe benzină, și am fost chiar un pic generos când am spus 7%, undeva cam între 5 și 6% sunt motoarele pe benzină pentru această mașină. Să zic așa, principalul motiv pentru care românul se ferește să facă o achiziție de genul ăsta în benzină sunt odată taxele foarte mari și de la mână consumurile foarte mari. O greutate foarte mare și un motor pe benzină cu tracțiune integrală automată înseamnă abonament la o pompă de benzină. Dar ca preț, motorul pe benzină, echiparea pe benzină este mult mai ieftină decât un diesel, nu? Nu? Dat fiind faptul că sunt motoare diesel performante și motoare pe benzină de capacități cilindrice mari, motorul de 3600 de centimetri cubi pe benzină, de 300 de cai, 290 mai exact, și dieselul acesta de 3000 și 240 de cai sunt la același preț, diferențele sunt de 200 de euro mai ieftin acesta decât benzina. Mai mult decât atât, o chestie foarte interesantă, dieselul cu cai mai puțin accelerează mai bine decât benzina cu cai mai mulți și capacitate cilindrică mai mare. Și cu cât? Cu 0,5 secunde și cu un consum mai mic, cu aproape 6 litri la 100 de kilometri. Aceea se aduce la o medie spre 15, asta are o medie de 10. Conform statisticilor, modelul acesta, adică Touareg, este liderul off-road în segmentul SUV. Foarte adevărat. Adevărat? Adevărat. Foarte adevărat. Da. Bateți competiția? Pe tot ce înseamnă SUV în domeniul off-road, da. Pe tot ce înseamnă SUV. Și, conform statisticilor, și ca vânzări bateți... Ca vânzări am bătut pe toți. I-ați bătut pe toți? Da. Ce modești sunteți. Hai să vorbim puțin despre nivelurile de echipare. Ăsta, Touaregul de aici, pe care l-am pătat cu multe urme, pentru că nu mi se întâmplă des să ating un Touareg. Acest Touareg, spre exemplu, ce nivel de echipare este și care mai există? Touaregul are, practic, două variante mari de echipare. Unul se numește Touareg Mountain și unul este Touaregul simplu, cu alte cuvinte, Touaregul standard. Touaregul Mountain are ca și principală caracteristică interiorul în stofă și merge pe o variantă un pic mai practică, în sensul că nu oferă scaune încălzite cu reglaj electric. Touaregul standard, să zic așa, are în dotare tapiserie din piele cu scaune electrice și scaune încălzite. Diferența între cele două este de aproape 4800 de euro. Deci, între Touaregul cu piele și Touaregul fără piele. De aici pornesc motorizările și dotările opționale pe fiecare în parte, având același preț. Și atunci, ca să nu povestim 100 de ani despre toate nivelurile acestea și toate combinațiile posibile, dă-mi un exemplu de cel mai ieftin Touareg pe care l-aș putea achiziționa și un exemplu de cel mai scump și exclusivist, evident, care presupun că e W12. Cel mai ieftin Touareg în momentul de față, în urma promoției, este la 34.250, cu tot cu TVA. E vorba de un motor de 2500 turbo-diesel, cutie de viteze manuală, urmând să ajungă până la cel mai exclusivist Touareg, un 6.000 de centimetri cub, W12, cutie automată, echipare de top, ajungând undeva spre 86.000-87.000 de euro, tot cu TVA. 87.000 de euro. Cât o casă. Da, dar dacă vrei să ieși în evidență, dacă vrei cu adevărat să ai o mașină pe care să te poți baza, sau dacă vrei să te trezești cu mașina lipsă în garaj, îți vei lua un Touareg. Îți mulțumesc, Ștefan. Asta a fost prima parte a emisiunii, unde am stat de vorbă, cum v-am spus, cu Ștefan Vâlsănoiu, specialist vânzări Volkswagen. Ne mutăm la showroom-ul Audi, unde, iată, liderul, ca să zicem așa, nu, este segmentul de lux al concernului. Evident. Ne va prezenta minunatele noutăți.